numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preaiubiți frați și surori, aș dori să mă refer în cuvinte scurte în seara aceasta la Evanghelia pe care am auzit-o de la Ioan, capitolul 12, versetele 17 până la 50. În prima parte a capitolului 12, ni s-a istorisit despre ungerea din Betania și despre intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Ziua de miercuri, de săptămână mare, și este dedicată acestei ungeri de care vorbește Evanghelistul. Și aceste femei, sora lui Lazar, care s-a făcut mironosiță încă înainte de moartea Mântuitorului, pentru că, așa cum am văzut în cântare, ea a presimțit, a cunoscut Dumnezeirea Mântuitorului și atunci a făcut acest gest de a-i unge trupul cu mir de nard de mare preț. Urmează istorisirea pe scurt la Sfântul Ioan, cum am auzit duminică la Evanghelie, despre intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Textul care urmează după aceea, restul capitolului, repet, de la versetele 17 până la 50, este cu totul extraordinar. Cuprinde mai întâi cuvinte ale Mântuitorului foarte adânci despre ceasul pentru care El a venit și la care se pregătește să dea viața. După care urmează câteva reflexii ale Evanghelistului, iarăși importante pentru că le privesc pe noi de aproape, și din nou cuvinte ale Mântuitorului. Mântuitorul, după intrarea în Ierusalim, a spus multe ucenicilor și altora, cum aflăm și din celelalte evanghelii din aceste zile. Sfântul Ioan ține să precizeze că mulțimea a făcut intrarea aceasta triumfală în Ierusalim datorită învierii lui Lazar. Asta o spune chiar în primul verset al acestei pericope. Și de aceea oamenii l-au primit cu așa mare entuziasm. Ori Iisus știa cât valorează această aclamație, pentru că știa că peste câteva zile avea să fie răstignit. Apare acel episod cu niște elini, niște oameni care nu erau evrei, care veniseră la Ierusalim să se închine, probabil erau prozeliți, de participau la sărbătoarea iudaică, ei au vrut să-L cunoască pe Iisus. Deci Mântuitorul e recunoscut în poporul său, dar deși n-a prea ieșit în hotarele țării sale, iată că este cunoscut și de cei din afara țării. Și acești oameni au venit la Filip, l-au rugat să îi ducă la Iisus. Filip s-a zis Andrei și împreună Andrei și Filip i-au spus Mântuitorul acest lucru, iar Mântuitorul răspunde cu acest cuvânt: a venit vremea să fie prea slăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun vouă că dacă grâuntele de grâu când cade în pământ nu va muri, rămâne singur, dar dacă va muri, aduce roadă multă. Mântuitorul profețește aici. Mântuitorul știe că nu numai acel grup de elini au venit atunci la El, ci multe neamuri vor veni la El. Și vor veni pentru jertfa Lui. El vorbește de preaslăvirea Fiului omului prin moarte. Atunci era o mână de elini.
nu știm cine erau, Evanghelia îi spune. De fapt, Ioan, Evanghelistul ne lasă să înțelegem că Mântuitorul va fi primit și preamărit de toate neamurile. Că va fi preaslăvit Fiul omului, preaslăvit prin jertfa Lui de pe cruce. Și Mântuitorul vorbește de acest ceas al preamăririi sale. A venit ceasul. De ceasul acesta este vorba de mai multe ori în Evanghelia de la Ioan. Mai ales începând cu capitolul 2, când la nuta din Cana Mântuitorul spune Maicii Preacurate, n-a venit încă ceasul meu. Domnul se gândește mereu la ceasul său. Acum a venit ceasul. Și Mântuitorul continuă spunând că dacă grăuntele de grâu rămâne singur, dacă nu moare, rămâne singur. Dar dacă grăuntele de grâu se pune în pământ și moare, atunci aduce roadă multă. Domnul se referă stăruitor la jertfa Lui. Și cuvintele care urmează, toate se referă la jertfa Mântuitorului. De aceea le vom citi cu foarte mare atenție. Cel ce își iubește viața, o va pierde. Iar cel ce își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Mântuitorul vorbește despre sine, dar vorbește despre noi, despre toți cei care vor urma. Dându-ți viața, o câștigi. Dorind să o păstrezi cu tot din adinsul, o pierzi. Dacă îmi slujește cineva să-mi urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl meu îl va cinsti. Iarăși, e vorba aici de a slui pe Mântuitorul până la jertfă, urmându-i Lui, urmându-i Lui Hristos în jertfirea de sine, urmându-L pe El, deci, după chipul și după modelul pe care El îl dă, atunci se împlinește această promisiune, unde sunt eu, va fi și slujitorul meu. Și Tatăl va cinsti. Acum sufletul meu e tulburat și ce voi zice? Părinte, izbăvește-mă pe mine de ceasul acesta. Dar pentru aceasta am venit, pentru ceasul acesta. Iată încă o dată, în acest verset e vorba de două ori de ceasul la care Mântuitorul s-a gândit, stăruitor, și iată care acum se apropie, de ceasul morții cumplite, ceasul în care Hristos își împlinește misiunea în modul culminant, prin jertfă, își încununează misiunea. Ceasul acesta spre care Mântuitorul l-a privit tot timpul, cum spuneam, și care acum se apropie. Și Mântuitorul continuă cu o rugăciune, Părinte, preaslăvește-ți numele, adică nu faci, nu voia mea să fie, ci prin ceea ce trebuie să fac să fie preaslăvit numele Tău. Și atunci s-a auzit un glas din cer, și l-am preaslăvit și iarăși îl voi preaslăvi. Tatăl a răspuns instantaneu Fiului. Tatăl a arătat că El este prezent. Că Mântuitorul, cerând acolo în fața mulțimii, ca prin jertfa Lui să fie preaslăvit numele Lui, Dumnezeu răspunde. Răspunde, am spune, sigur, cu toată durerea de Tată pentru jertfa Fiului, dar cu toată fermitatea în ce privește realizarea mântuirii pentru care L-a trimis pe Fiul Său în lume, ca tot ce își crede în El să nu piară, să aibă viață veșnică. Și mulțimea a rămas confuză. Cei cu glasul acesta, unii spuneau, au fost tunet, alții spuneau, un înger a grăit. Mântuitorul însă precizează că glasul acesta s-a făcut pentru voi, spune El, pentru cei care auzeau, ca o confirmare că Hristos este Mesia. Și urmează din nou referire la jertfă. Acum,
este judecata acestei lumi. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Cât de clar! Judecata lumii s-a făcut pe crucea de pe Golgota. Și asta este marea judecata lumii. Hristos a fost răstignit pentru păcatele oamenilor. Și în fața crucii oamenii se judecă ei înșiși. Vom vedea, mai spre Sfântul Pericope, Mântuitorul spune că n-a venit să judece lumea, ci are cine să judece. Lumea are judecător, care este cuvântul pe care l-a grăit. Dar judecătorul este crucea. Oamenii în fața crucii se aleg. Unii sunt de partea lui Hristos, de prețuiesc jertfa lui, iar alții disprețuiesc jertfa lui și sunt împotriva lui Hristos. Și Mântuitorul continuă spunând, acum stăpânitorul acestei lumi va fi aruncat afară. Biruința pe cruce este biruința definitivă. Diavolul își pierde puterea. Noi auzim în zilele acestea, citind în cartea lui Iov, și chiar azi, la Sfânta Liturghie, s-a citit cuvântul acesta de la Iov, despre cum a mers Satan în fața lui Dumnezeu, și Dumnezeu s-a lăudat cu Iov și Satan, i-a spus, da, dacă i-ai dat toate și ai făcut toate bunătățile, sigur că te slujește. Și atunci Domnul îi dă îngăduința lui Satan să lovească pe Iov, în averea lui, în familia lui. Satan avea acces, Satan avea curaj. Ori prin crucea lui Hristos, Satan este aruncat afară. Satan este un biruit. Iadul, toate puterile răului sunt biruite în Hristos. De aceea creștinii nu mai trăiesc sub imperiul fricii de Satan. Ei s-au lepădat de Satan prin botez și se leapă de Satan mereu și sunt biruitori. Acolo unde stăruie puterea lui Satan, lucrurile înseamnă că sunt cum trebuie. Stăpânitorul acestei lumi, stăpânitorul lumii de păcat, asta este Satan. Și Domnul continuă spunând, iar eu când voi fi înălțat de pe pământ, îi voi trage pe toți la mine. Iar aceasta zicea, arătând cu ce moarte avea să moară. Eu voi fi înălțat de pe pământ. Mântuitorul se referă la moartea pe cruce, care însemna o înălțare fizică de la pământ. Mântuitorul, de fapt, ne spune că prin această înălțare pe cruce, el își începe traseul înălțării sale spre cer. Și avem în Evanghelia de la Ioan încă alte referiri la această înălțare, care este înălțarea pe cruce. Citim încă la Ioan, capitolul 3, versetul 14. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să înalțe Fiul omului, ca tot ce crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Moise a înălțat șarpele în pustie pe un lemn, pe o cruce. E tot așa trebuie să înalțe Fiul omului, ca prin jertfa Lui, toți cei care cred în El se mântuiască. La această înălțare se referă încă o dată Mântuitor în Evanghelia de Ioan, capitolul 8, versetul 28. Deci le-a zis Iisus, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt. Voi veți înălța. Oamenii L-au ridicat pe Hristos pe cruce. Numai că această ridicare, care este din partea lor o pedeapsă cruntă, pentru Hristos este înălțare la cer. Este înălțare prin jertfă. Și aici face Mântuitorul această afirmație. Când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că Eu sunt. Toți comentatorii văd în acest Eu sunt o trimitere clară la teofania din rugul aprins. Când Dumnezeu
întrebat de Moise, care ți este numele, răspunde, eu sunt cel ce sunt, Iahve, limba ebraică. Ori Iisus, prin această referire la cruce, arată că, de fapt, cei care vor crede în El, vor recunoaște în El pe Dumnezeul cel adevărat, care poartă numele cel mai presus de tot numele, Hashem. Atunci veți cunoaște că eu sunt. Dacă popoarele astăzi, bună parte, se autorizează numele Hristos, se bazează pe recunoașterea acestui eu sunt, adică că Hristos este Dumnezeu adevărat. Și asta este credința creștină. Credința că Iisus Hristos este Cel ce este, adică este Dumnezeu adevărat. Iată toate aceste texte, repet, Ioan 3:14, Ioan 8:28 și aici Ioan 12:31 și 32 vorbesc de înălțarea pe cruce ca de biruință, ca de înălțare la cer. Și aceasta este cea mai importantă lecție pentru noi. Mântuitorul ne-a spus mai înainte că numai cel care își seamănă trupul ca bobul de grâu acela aduce roadă mult. Nu există o cale de împlinire a noastră pe pământ de calea jertfei. Punându-ne viața prin tot ceea ce avem de făcut și mărturisind pe Hristos până la moarte și până la moartea martirică, atunci ne înălțăm. Aceasta este calea. De aceea Mântuitorul a spus în acest context că cine îl urmează pe El va fi cu El de-a dreapta Tatălui și Tatăl îl va cinsti și îl va mări. Avem șirul nenumărat de sfinți care au urmat acest cuvânt, care și-au dat viața pentru Hristos în toate epocile. Trăim într-o epocă numai puțin bogată în martiri. Noi n-am apucat încă să numărăm martirii din vremea noastră. Biserica în care de descoperiți și Dumnezeu va descoperi atâția și atâția martiri. Toți aceștia au ajuns să trăiască ceasul lor așa precum Mântuitorul a trăit ceasul lui. Ceasul jertfei lui, ceasul înălțării sale, ceasul slăvirii sale de-a dreapta Tatălui. Evanghelia spune precis aici că aceasta o zicea arătând cu ce moarte avea să moară. Cu moartea pe cruce, care înseamnă înălțare. Dacă Iisus ar fi fost omorât de iudei, El ar fi fost omorât cu moartea prevăzută în legea lui Moise și în Talmud, adică uciderea cu pietre. A fost acuzat că hulește pe Dumnezeu. Hulitorii erau uciși cu pietre. Ori Mântuitorul știe că nu va muri de această moarte prevăzută de legea iudaică. Va fi omorât cu o moarte la modul roman. Romanii erau cei care se numeau pe cruci. Mântuitorul vorbește foarte clar aici de moartea cu care avea să moară, care implică această înălțare fizică de pe pământ, în care însă Mântuitorul prezintă înălțarea sa la Tatăl, să arătă sub slavă. Când a vorbit cu el de Fiul Omului, iudeii nedumeriți, dar cine este acesta Fiul Omului? Erau mereu împotriva lui Hristos. Noi știm că Hristos, când vine, rămâne în veac, cum zici tu, va fi înălțat Fiul Omului? Cum moare Fiul Omului? Cine este acesta Fiul Omului? Iată o întrebare fundamentală
Întrebare teologică importantă, de ce Iisus preferă să se numească Fiul Omului? El evită să se numească Mesia. Alții îl numesc Mesia sau Fiul David. El se numește Fiul Omului, care este o denumire profetică. În profeția lui Daniel, capitolul 7, versetele 37 și 38, este descris o viziune, o vedenie pe care o are Daniel. Spune că a văzut pe cineva ca Fiul Omului venind cu norii cerului sau pe norii cerului. De fapt, în limba ebraică este cu, im, limba ebraică, cu norii cerului, care a venit în fața celui vechi de zile și a primit de la el o stăpânire universală și veșnică. Să recitim acest text profetic de la Daniel, repet, capitolul 7, versetele 13 și 14. Privit am în vederea de noapte și iată pe norii cerului venea cineva ca Fiul Omului și el a înaintat până la cel vechi de zile și a fost dus în fața lui. Și lui s-a dat stăpânirea, slava și împărăția și toate popoarele, neamurile și limbile îi slujeau lui. Stăpânirea lui este veșnică, stăpânire care nu va trece, iar împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Ce profeție clară! Și când Mântuitorul se numește Fiul Omului, se referă precis la această profeție despre Bar Enoș. Curios că profeția lui Daniel este scrisă în limba ebraică. Ori acest text nu e în ebraică, ci în aramaică în original. De aceea, Fiul Omului nu este Ben Adam, cum ar trebui să fie în ebraică, ci este Bar Enoș, în limba aramaică. Bar Enoș, Fiul Omului. La întrebarea, cine este acesta Fiul Omului, ne răspunde Daniel. Este cel care vine nu de pe pământ, ci vine de sus. Cel care vine în fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi dă toată stăpânirea peste toată creația. Stăpânirea sa este veșnică. Acesta este Fiul Omului. Ori adversarea Mântuitorului nu putea înțelege acest lucru. Deși Mântuitorul nici nu răspunde lămurit. Și le spune clar, eu sunt lumina. Cât aveți lumina, umblați în lumină, ca să fiți fii al luminii. Adică nu puteți înțelege lucrurile acestea dacă nu urmați Fiului Omului. Nici noi azi nu putem înțelege identitatea Mântuitorului Hristos dacă nu urmăm Lui. Deci cei care nu cred în El, nu înțeleg nimic. Cei care urmează pe Hristos, au lumina Lui și înțeleg cuvântul Lui. Între versetele 37 și 43 sunt câteva reflexii ale Evanghelistului. Se întrerupe cuvântul Mântuitorului și Evanghelistul meditează asupra necredinței iudeilor. El era iudeu el însuși. El este contrariat și apostolii au fost contrariați de necredința iudeilor contemporan cu el. Se întreabă de ce? Și găsesc răspunsul în profeția lui Isaia, care spune că este o lucrare demonică, că au orbit ochii lor și au asurzit cu urechile și nu văd și nu aud. Măcar că Iisus a făcut atâtea minuni în fața lor, ei erau rămas necredincioși. Iată această meditație a Evanghelistului. Deși a făcut atâtea minuni înaintea lor, ei tot nu credeau în El. Ca să împlinească cuvântul prorocului Isaia pe care l-a zis, Doamne, cine a crezut în ceea ce a auzit de la noi? Și brațul Domnului cui s-a descoperit? Citat din Isaia 53:1. De aceea nu puteau să creadă că iarăși a zis Isaia și îi citează din Isaia 6:9 și 10. Au orbit ochii lor și am petrit inima lor
ca să nu vadă cu ochii, să nu înțeleagă cu inima și ca nu cumva se întoarcă și o să-i vinde. Acestea a zis Isaia când a văzut slava lui și a grăit despre el. Foarte interesantă această remarcă după citat. Pe citatul lui Isaia despre orbirea ochilor și împietrirea inimii, spune că Isaia a văzut slava lui. Isaia, care trăi cu sute de ani înainte de Hristos, a văzut slava lui Hristos. Într-adevăr, la Isaia, capitolul 6, ne se descrie o vedenie prin care Isaia vede tronul lui Dumnezeu. Și tronul, înconjurat de mulțimea oștirilor îngerești, de oștiri îngerești care cântau spând, spând, Domnul Savaot plinese cerul și pământul de slava lui. Ei, Sfântul Evanghelist Ioan spune că, de fapt, Isaia a văzut slava lui Hristos, care era Dumnezeu din vecii vecilor și de aceea a putut să profețească și despre slava lui la întrupare, dar și despre credința oamenilor pe care Isaia o descrie exact în acel context al vedeniei sale inaugurale din capitolul 6 din cartea sa. Da, au crezut unii în el și Evanghelistul spune că au crezut chiar și dintre căpetenii, dar că aceștia se temeau de farisei. Toți fariseii aveau mare putere. Dimineața am vorbit special despre farisei, aveau mare putere atunci, o mare putere de influență. O influență pe care au folosit-o rău. Și asta ne spune cât de important este să folosești bine influența pe care o ai. Vedeți, în lumea noastră de astăzi se vorbește de influencers, oamenii care influențează, care au influența asupra celorlalți și care unii sunt, își fac o meserie din asta, să influențeze pe oameni în sens rău, adică să-i manipuleze, să-i ducă acolo unde vrea cineva. Farisii aveau mare influență în vremea respectivă. Ori ei își foloseau puterea și o foloseau mereu în Evanghelie împotriva lui Iisus. Erau și dintre căpetenii care au crezut în Hristos, dar de frica fariseilor se temeau să o spună pe față. Pentru că, spune Sfântul Ioan, au iubit mai mult slava lumii decât slava pe care o dă Dumnezeu. Așa se încheie această pericopă cu meditațiile Evanghelistului și apoi el ne dă următoarele versete, de la 44 până la 50, din nou cuvintele Mântuitorului, în care Mântuitorul se referă din nou la lumina venită în lume prin el și la chemarea noastră de a urma această lumină și de a trăi în lumină și de a ne smulge din judecata pe care lucrarea sa și cuvântul său îl reprezintă și îl pronunță asupra lumii de păcat. Domnul a împlinit porunca lui Dumnezeu până la capăt, ne spune încă o dată că tot ce a spus El nu este de la El, ci este de la Tatăl, că El împlinește porunca Tatălui și știu, încheie Mântuitorul, că porunca Lui viață veșnică este. Amin. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh. Amin.